Te salut, prietenul meu! Ce frumos ești cu ochelari! Atât de frumos încât i-am dat jos! Bineînțeles! Un om care nu te ferești de aparențe, cu condeiul tot timpul ai spus ceea ce ai gândit, chiar dacă ai deranjat. De unde, până la urmă, în zilele noastre, curajul ăsta de a spune lucrurilor pe nume? Știi ce? Cu acest curaj te lauzi în tinerețe, în prima tinerețe. Eu acum sunt la a doua tinerețe, știi? Eroismul nu e așa o mare calitate. Trebuie să ai ce lăsa pe hârtie, în primul rând. Deci aș fi preferat să-mi spui că sunt talentat, nu curajos. Păi asta o știe toată lumea. Dacă eu aveam aia cu sunt bun, dar nu mă vede nimeni, tu ai scriu mult și mă citesc toți. Adică când spui Răzvan Ioan Boanchiș, poți să vorbești și de cultură, poți să vorbești și de jurnalism, poți să vorbești și de sport, ești și autor de cărți, ai editorial în Ziarul Național, adică cred că nu mai e nevoie de nicio prezentare și nu spun asta pentru că suntem prieteni. Da, hai, spune-mi, intră în subiect. Zi-mi când ai început, când ți-ai descoperit pasiunea asta de jurnalist, de scriitor, de analist și dacă ai avut idoli la începuturile meseriei astea, care o practici cu succes. E prima dată când povestesc o chestie. Deci ție spun primul. Mulțumesc pentru exclusivitate, ce să zic. Când eram mic, am bătut mingea la Dinamo vreo 2 ani. Spun am bătut mingea, n-am jucat fotbal. Corect. Pentru că am fost în grupă la Pici Varga și acolo în două grupe, 69 și 70, la 69 avea două echipe și 70 încă una, deci erau cam 80 de copii la Pici Varga. Vreo 40 și ceva erau talentați și ăilalți erau copii de benzinari, copii de măcelari, de șefi de restaurante, avocați. Eu eram fiu de doctor. Și în același timp, nu chiar mai devreme, pe la 8 ani, am scris primele mele două poezii. Mi le-a publicat Mircea Micu în Almanacul Copiilor și la 9 ani am câștigat primii bani din viața mea, 380 de lei din două poezii. Iar nașul fratelui meu, pictorul Aurel Nedel, îmi spunea: lasă-mă mingea, tu scrie, că n-ai nicio treabă cu mingea și chiar dacă ai, nu-i un viitor, era comunism, era foarte riscant atunci să te apuci de sport. Pentru că 90% dintre cei care se duceau la fotbal, la tenis, la absolut orice, nu reușeau și pierdeau și școala. Eu cum aveam și picioarele strâmbe, făcute, cum zice Cornel Dinu, ce să joci tu, mă, fotbal? Că ai picioarele făcute pe țambal. Întâmplător, Cornel Dinu este cel care m-a dus pe mine la Pici Varga. Era un grup de prieteni. Tata, Fănuș Neagu, Ion Băieșu, Cornel Dinu, l-am pus pe tata. Primul tata era prieten cu Fănuș și prin Fănuș s-a cunoscut cu Cornel Dinu. Și a zis, du-l și pe fiul meu acolo. Și m-a dus Cornel Dinu la Pici Varga. Mi-am dat seama repede că... Ai dat tu seama sau ce-au spus alții? Nu neapărat, că și la vârsta aia nu vrei să-i crezi, nu. Mi-am dat eu seama, înainte de treapta întâi, deci am fost în a șasea, a șaptea, și mi-am dat seama că nu pot să ajung la un nivel mare și zic, haide să-mi văd de altceva. E mult zis că m-am ținut de carte, că nu m-am ținut eu de carte, dar am intrat la liceul Sfântul Sava, care era cel mai bun din București, iar pasiunea pentru fotbal la mine a fost mai mult... A venit mai mult prin scris, să știi, decât prin meciurile propriu-zise. O să zici, cum adică?
Îi admiram pe marii noștri cronicari de atunci. În primul rând pe Fănuș Neagu. Asta vreau să spun. Scuză-mă că te întrerup. Ai spus de Fănuș Neagu. Nu era ușor pe vremea aia să fii în anturajul lui Fănuș Neagu? Sau să fii, să lucrezi cu el? Sau... Nu e meritul meu. Eu sunt de aceeași vârstă cu fiica lui. Am fost prieteni încă din copilărie. Asta este meritul tatălui meu. Când am văzut pe Fănuș Neagu și pe scriitorii... Ne joacă feste semnalul. Dan Claudiu Tănăsescu, psihiatru. Până la urmă zice, nu-l mai fac nimic, n-are nicio fel de treabă nici cu medicina. Și cum spuneam, eram absolut fascinat de ei, îi citeam pe toți acești mari cronicari pe ei, plus pe Adrian Păunescu, și îmi doream foarte, foarte mult să scriu despre fotbal. Cronicarul sportiv pentru mine, și asta este o tâmpenie. Radu Cosașu zice, nu mi-am dorit niciodată să fiu mai mult decât cronicar de fotbal. Hai să nu exagerăm acum. Da. Mi-am dorit foarte mult, poate și pentru succesul pe care îl aveau, pentru că ziarul Sportul costa 50 de bani. Da. România Liberă costa 1 leu. Lucea Făru, care era săptămânal, costa 4 lei și se vindea pentru rubrica lui Fănuș Neagu. Am mers chiar la meciuri cu ei. Uite, țin minte că am fost cu Fănuș Neagu la două meciuri, la Dinamo Vâlcea. Da. Și atunci l-am cunoscut și pe Constantin Teașcă, l-am luat pe Teașcă, l-am luat cu mașina, cu tata și cu Fănuș când am plecat. Și la un alt meci, la un meci cu Ghinion, ăsta a fost primul meci cu Ghinion din viața mea pentru echipa națională și pentru Dinamo, o să spun imediat, România-Elveția 1-2. Aha. Am fost în anii 80 la cele mai importante meciuri pierdute. Fii atent aici. România-Elveția 1-2. România-Cehoslovacia 0-1. Dinamo-Bordeaux 1-1 în prelungiri și se califică Bordeaux. Dinamo-Sampdoria 1-1, egalat Viali în minutul 90. Și cred că mai adun vreo două. Da, revenind, asta a fost apropierea mea de presa sportivă. Și primele articole, eu intru cu primul loc cu carte de muncă, l-am avut la un ziar de sport, Sport 21, unde am lucrat puțin, un an și ceva, și pe urmă am ajuns la Național și de 23 de ani sunt la Național. Asta a fost, să spun, și fidelitatea mea față de Național. Că gândește-te că am avut oferte de-a lungul anilor și mă uitam. Ziceau, îți dau atâția bani. Mă, toți ăia care mi-au dat mie atâția bani, ziarele alea după un an, după doi, se duceau. Eu tot la Național am rămas și uite că îmi este bine. Pentru că sunt foarte mulți ziariști talentați care nu mai sunt în momentul ăsta în presă. Și ziariști alături de care eu am lucrat. Dar dacă ei schimbau ziarele o dată pe an sau uneori și de două ori pe an, unde crezi tu că puteau să ajungă? Îmi povestea odată Ion Bocioacă, n-a fost un ziarist talentat, dar m-a învățat un lizaj du monde al fotbalului. Eram pe aeroport cu echipa națională, țin minte și acum, și mergeam în Scoția. Și Ion Bocioacă îmi zice, uite-te bă la ăștia. Și îmi arată câțiva colegi de-ai mei, cu vreo 2-3 eram prieteni. Ține minte un lucru, n-o să se aleagă nimic de ei. De ce nea, Ioane? Bă, nu pot să stea și ei locului un pic. Zic, dar matale, de când ești nea, Ioane, la România Liberă? Și zice, din 1956. Știi în ce an eram? În 2003 sau 2004 am fost la un amical Scoția-România, mi se 1-2 parcă, sau 2-1, 1-2, mi se pare că a dat gol prietenul meu Daniel Pan. Deci era din 56 la ziarul
ăla. Și trece pe lângă noi Țețe Moraru, marele portar, din punctul meu de vedere, cel mai bun portar român. Și poate sunt subiectiv aici. Cei mai talentați portari români pentru mine au fost Moraru, Vasile Iordache și Bogdan Lobonț. Deci ai ales un stelist, un rapidist și un dinamovist. Nu contează asta. Am spus-o de mai multe ori și nici nu sunt original măcar. După o anumită vârstă, nu mai ții cu echipele. După o anumită vârstă, ții cu, cu oamenii. Uh-huh. Și ții cu echipele unde ai prieteni. Ții cu prietenii tăi. Iar cine face pe deontologul și spune nu am prieteni, adevărul, ăla ori e mincinos, ori este netalentat. Și arma netalentaților e deontologiala. Dar lasă-mă să termin. Da, îl întreabă bocioacă pe Țețe Moraru. Tu când te-ai născut, Țețe? Păi zice, în 1956. Îți dai seama, de când bocioacă era la primul, se angajase la România Liberă. Și merg mai departe, că mă gândesc acum cât de greu ne-am conectat noi la trancaritele. La tehnologie. Da, asta e din cauza mea. Și l-am întrebat pe bocioacă, zic, dar prima dumneavoastră ieșire unde a fost? Primul dumneavoastră reportaj, prima deplasare. Zice, la clubul, la, cum se cheamă asta? La turul ciclist al României și am ajuns, nu știu cum, la, ajungea pe munte, la 1400. Zic, și cum ai transmis de acolo? Păi am coborât până în Sinaia și era telefonul, încă mai era cu pâlnie, ceva de genul ăsta. Și în felul ăsta a transmis bocioacă de acolo. Hai că am vorbit, mai întreabă-mă. Auzi, ai zis că cei care spun că n-au prieteni și asta e un lucru care și pe mine mă deranjează și chiar l-am simțit de câteva ori pe propria piele. Nu crezi în teoria asta că absolut toți sunt corecți și n-au prietenii și n-au scriu așa cum văd lucrurile și... În primul rând că ei nu scriu, eu scriu. Ei sunt niște băieți care... fac o muncă acolo, sapă o groapă, le dai să sape groapa aia și termină groapa. Scrisul e cu totul și cu totul altceva. Eu mi-am permis, de ce să spun? Mi-am permis să-mi iau ce libertate vreau, să nu mă intereseze deontologia, nu numai în sport, ci în absolut tot ceea ce știu, pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult talent. Dar ceea ce nu îmi place la ei, este această ipocrizie. Mai grav decât un lucru, există și ceva mai grav decât ipocrizia. Sunt unii care chiar gândesc așa, iar cu ei compătimesc, înseamnă că sunt niște tâmpiți, incurabili ăia. Cum să n-ai prieteni? Trăiești într-o lume vie. Ion Cupen, marele gazetar Ion Cupen, ne spuneau în redacție și în multe zice, bă, voi când scrieți, mulți dintre ăștia tineri, voi nu simțiți gâfâiala jucătorilor. N-ați jucat fotbal sau nu vă mai interesează fotbal. Eu nu pot să spun că am jucat fotbal. Da. Eu am jucat, am bătut mingea lângă unii care jucau fotbal. Lângă Răducioiu, lângă Lupescu. Dacă îți trimit poză din cantonament din 83 cu Lupescu, o să ți se pare, domne, dar ai fost și tu fotbalist, am fost pe dracu. Eu eram băiat de doctor și Lupiții îi mai plăcea, Lupiții Varga, Dumnezeu să-l odihnească, îi mai plăcea din când în când mai des, whisky. Și cum tatăl tău primea câte o sticlă la cabinet, la spital, mai decarta, nu? Nu erau, deci, apropo, altă chestie. Domne Ceaușescu ne-a făcut și ne-a adresat. Mie Ceaușescu nu mi-a făcut nimic. În afară că n-am putut să merg în străinătate, mie Ceaușescu nu mi-a făcut absolut nimic. Și de ce spun asta? Pentru că în primii 20 de ani de după Revoluție și eu am fost o javră ca toate astea. Îl înjuram, făceam și eu. În loc să-mi dau seama că anticomunismul ăsta la Seral este ceva absolut penibil. Să-l înjur pe... Sunt unii care au rămas așa. Deci au rămas pe orbita, nu mai pot să-i scos din prostia. Le-a mers bine înjur. Așa, le-au mers bine pozând în anticomuniști. Măi, anticomunismul în 2020
Anticomunism la serali ăsta și egal cu zero. Deci, de ce n-ai spus nimic înainte de 89? Dacă n-ai spus nimic, taci din gură, fiindcă sunt oameni care merită toată stima noastră, oameni care au spus. Eu nu am spus. Eu am fost un favorizat al acelui regim. Și până prin 2010 o tot țineam și eu. Comuniștii. Noroc, știi cine m-a scos pe mine din toată chestia asta? Noua generație, nu vreau să intru în politică, dar noua generație asta de comuniști, comuniștii ăștia noi, neomarxiști ăștia, care sunt mai proști, mai inculți decât comuniștii vechi, dar în consecință, fiind mai proști, trebuie să aibă o calitate. Sunt mai răi. Așa, mai... și trebuie că am sărit de la Cupe. Și spunea Cupe, nu simțiți dufuia la jucătorilor, nu simți, Cupe, fără să ne... să ne certe. Eu am fost foarte atașat de el. Iar dacă vorbim de strict de ziariștii de specialitate, care pe mine, până la urmă, nu i-am avut ca modele, dar cei mai buni ziariști din generația veche sunt pentru mine, o să-i pun în ordine alfabetică, Ion Cupen, Ioan Ițoaia și Sadmari. Cupen pe talent, Ovidiu Ioan Ițoaia pe minte și Sadmari pe un talent de pamfletar absolut extraordinar și un suflet foarte sensibil. Eu l-am descoperit în ultimii ani ai vieții. Eram amici, dar am devenit prieteni în ultimii 2-3 ani ai vieții lui. Dar ai zis că mă întreb și despre fotbaliști sau... Dar știi ce vreau să te întreb? Că ai pomenit de Piții Varga, Dumnezeu să-l odihnească, ai spus de Cornel Dinu, ai spus de domnul Fănuș Neagu. Sunt cunoscuți sau să vorbește prin târg că sunt și mari iubitori de ale vieții. Absolut. Făceai parte și din anturajul cu ieșirile sau erați doar profesional și... din când în când că mai mergeați împreună la un meci sau... În copilărie nu prea aveam cum, dar țin minte că am fost în 2007-2008, mă sună Cornel Dinu, zice, vezi că în seara asta ieșim cu Fănuș. Și am fost cu Fănuș la acvarium, zice, stăm 2 ore, am stat vreo 6-7 ore. Era deja bolnav, dar vreau să spun că a fost absolut seducător, absolut. Și toată lumea să uita, toate mesele, pur și simplu stau acum, mi-amintesc, mi-e greu să, foarte greu să vorbesc despre el, o să spun doar titlul pe care l-am dat despre la moartea lui, am scris atunci, Fănuș Neagu a plecat cu o Dunăre mai sus. Și mai e un lucru, multă lume m-a acuzat pe mine, limis, mai ales la început, acum nu se mai întâmplă, dar în primii ani, la sfârșitul secolului trecut, cum îmi place mie să spun, că l-aș fi imitat pe Fănuș Neagu. Probabil existau influențe, dar de influențele alea nu poți să zici m-am lepădat, dar sunt drumuri total diferite. Și îți zic ceva, eu n-am talentul lui Fănuș Neagu, eu am talentul lui Răzvan Boanchiș. Corect. Mai e un lucru legat despre Fănuș Neagu. Toți stâmpiții ziceau, domne, păi să bea maestru Fănuș 2 pahare de vin, 8 pahare de vin, 5 pahare de vin și să vezi ce metaforă scoate. Fals. Este o idioțenie. Niciodată nu a scris având cea mai mică legătură, deci în timp ce scria să bea, hai că s-o scurtăm, da. Niciodată. Și spun eu acum, am încercat odată cu vreo 20 de ani, dar să scriu un text literar. Mi-au venit mie vreo 10 idei, deci mă credeam genial când le-am citit a doua zi, dintr-una din acele idei s-ar fi putut lega ceva. Restul sunt numai aberații, deci tâmpenia asta. Și îți mai spun ceva. Vin toți panaramezii, toți habciupaliticii, toți băieții care nu
nu, dacă îi pun să scrie, el s-a dus să ia și i-a luat, habar n-are cum să pună cratimele. Habar n-au băieții ăștia cum să pună cratimele. Habar n-au. Și vin să-mi spună mie, domne, că ar fi băut nu știu când. N-am amestecat niciodată chestia asta. Chiar de asta am băut și eu șprițuri în tinerețe. Șprițuri, nu altceva. Altceva nu beau absolut nimic. Pentru că, da, șprițul, da, ăla mi-a plăcut. Și unde vreau să ajung? Știi că am avut o înregistrare, circulă pe internet o înregistrare a mea cu Gigi Becali. Chiar vreau să te întreb de asta. Și vin toți cretinii și spun, domne, că erai beat, domne, că... Bă, idioților, mai treaz ca atunci, n-am fost toată viața mea. Dacă urmăriți înregistrarea, ce succesiune de replici am acolo, ce succesiune de idei, presii pot să găsesc acolo. Și încă o dată, urmărește, dar cât de plastice sunt expresii. Un om beat nu avea cum să facă așa ceva. Ba mai mult, nici cu o zi înainte nu puteai să te împărtășești. Și acum îți fac o confesiune în premieră. Știam că va suna, bănuiam și aveam câteva idei în cap. Și când el a început să ne înjure, l-am lăsat un minut și pe urmă alea au venit ca o cascadă, dar ideile alea le aveam pregătite. Și a fost o coerență absolut incredibilă. Sigur că exprimarea era, la un moment dat, părea mai bolovănoasă, pentru că, acum, vorba lui Eugen Barbu, modestia e pentru proști, așa cum păpădia e pentru porci. Gândesc mai repede decât pot să mă exprim. Dar vreau să zic, după emisiune, Adrian Păunescu a venit, m-a luat în brațe, m-a pupat și el avea, se entuziasma ușor, dar cu pupături nu era. M-a pupat și m-a lăudat în săptămâna de după emisiune în trei ziare și articolele există, m-a lăudat în Totuși Iubirea, în Ring și în Fanatic. În toate aceste ziare a scris despre mine. Iar referitor însă la Gigi Becali, stau acum și mă uit la emisiune și mi-e puțin cam rușine. N-aș mai face-o, aveam 37 de ani, acum am trecut de 50 de ani și cu Gigi Becali de atunci m-am întâlnit de câteva ori, ba chiar la Euro 2008, eram într-un restaurant unde erau Mircea Lucescu, Giovanni și Victor Becali, mai mulți impresari din Italia, eu și frații Stanciu, Liviu și Daniel Stanciu, și a venit la mine, ce faci, mă? Zic, bine, mi-a întins mâna, de atunci m-am mai întâlnit cu el de 4-5 ori și am avut relații foarte, foarte civilizate. Spun asta pentru că am spus-o la tine și sper să fie pentru ultima dată, vreau să mă despart de momentul ăla, eu am scris 10 cărți. Răzvan Boanchiș nu înseamnă o ceartă pe YouTube. Am scris 10 cărți, scriu de 23 de ani un articol și crede-mă că nu e ușor. Pentru că scriind zilnic de 23 de ani, ajungi la un moment dat să te plictisești tu însuți de tine. Da, tu nu te-ai plictisit de mine? 2 minute, te mai întreb un singur lucru și gata. Scuze-mă dacă am fost nepoliticos. Nu, dar tu ai perfectă dreptate că am stabilit ceva, dar dacă pregătirile au durat mai mult decât stabilise în timpul efectiv. Mai mult decât am vorbit noi doi. Exact. Vreau să te întreb că, cunoscându-ne bine, am lucrat și împreună la o emisiune de școală. Am lucrat foarte bine. Da. Așa este. Chiar am avut și câteva contre la un moment dat, dar cum ai spus și tu... Din cauza mea, am avut o contră la început într-o emisiune la Capatos a pus o întrebare care mie mi s-a părut ne la locul ei, tu ai zâmbit și eu am avut o reacție absolut tâmpită la adresa ta, tu ai fost foarte civilizat, iar eu am venit și ți-am cerut scuze și într-o emisiune după vreo 6 luni, când tu nu te așteptai la chestia asta. Corect. Eu am zis, acolo eu am greșit.
A fost vina mea. E mare lucru în viață să recunoști să recunoști momentele în care ai fost prost. Dar unii care sunt proști tot timpul, să cred în consecință și deștept tot timpul. Te-a certat vreodată? Eu citesc, sunt un cititor fidel a ceea ce scrii tu în Naționala Editorialelor care le scrii și vreau să te întreb dacă s-a întâmplat vreodată după ce scrii să te sune cei pe care îi cataloghezi și de multe ori foarte, foarte dur și cu epitete și cu... Hai să spun, sunt mai multe categorii aici. Bineînțeles că m-au sunat. Sunt următoarele categorii. Unii care nu te bagă în seamă, suferă, da, te lasă în pace. Toată stima pentru ei. Mai sunt unii care sună și te înjură, te amenință. Asta e. Trebuie să ce spun? Când că faci... se dau afară de la ziar, că vorbesc cu șefii, că... A, bineînțeles, dar mi-a zis un domn odată că îmi taie 4 degete. Bă. Da. N-am absolut nimic nici cu ăștia. Am cu ăia care sună și reclamă, am cu ăia care te dau în judecată. Pe mine m-au dat de-a lungul anilor, am fost dat în judecată de 4 ori. Da, de 4 ori, o singură persoană dintre alea a fost de calitate după niște ani. Așa? Și cel mai scârbă, știi de cine mie? De aia care mă sună și îmi spun, domne, dar eu te respect pe tine, avem articolele tale, asta s-a întâmplat până cu 15 ani, și cum erau birourile. Și pe birou era geamul ăla. Și sub geam, zice, sub geamul ăla de pe birou, aveam articolul tău. Vezi, e o problemă tehnică, mi-a apare, nu știu ce aici. Păi să dispară mizeria asta, deci. Ok, apăs pe ok, dacă ne să întâmple. Ok. Așa. Gata. Așa. Și începe să spună, dar eu te respect și știi cât țin la tine și ce om minunat. E, de libidinoși ăștia mi-e cel mai scârb. Deci mai bine sună să te înjure decât să-ți facă masaj la... Da, prefer să mă înjure decât să înceapă să mă gândi. Am înțeles. Eu nu o să te înjur, o să-ți mulțumesc frumos că ți-ai făcut timp. Îmi pare rău că ne-a luat ceva până să intrăm în contact. Mai mult, dar nu cred că am vorbit jumătate de oră, dar am umblat la mizeriile astea o oră. Corect. Sper să-ți mai faci timp în zilele, în săptămânile viitoare să mai vorbim, că sunt sigur că ai foarte multe lucruri de spus și nu pentru că suntem prieteni. Ești unul dintre oamenii pe care, eu acum trebuie să fiu puțin limbist, că ne vede foarte multă lume. Ești unul dintre oamenii pe care îi citesc cu mare drag și ești pe sufletul meu, că am văzut că de câteva ori l-ai catalogat și pe unul dintre cei mai buni prieteni ai tăi, pe Cornel Dinu, și asta spune ceva despre verticalitatea și coloana ta vertebrală. Și din punctul ăsta de vedere, mi-i dă mulțumiri și tot respectul pentru tine. Îți mulțumesc mult și îi rog pe cei care mă judecă să mă citească în Ziarul Național sau pe Facebook Răzvan Boanghiș, unde sunt articolele mele din Național. În afară de texte, postez rar. Pentru că ziaricii, cum le zic eu, sunt mulți termeni pe care, fără modestie, îmi permis să spun că i-am adus eu de pe stradă sau am scornit aceste cuvinte și aceste cuvinte au intrat în limba română. Ziarici, expresia numărător de cornere, cântăcioși. Îi auzi pe toți acum, vorbim despre cântăcioși. Păi eu am scris primul despre cântăcioși. Și mai sunt vreo 10 din astea, știi? Și îi rog pe acești domni care mă cataloghează fără să mă cunoască, să-mi citească articolele în textele în Ziarul Național sau pe Facebook Răzvan Boanchi. Și pe urmă să vorbească. Întâi citești și pe urmă emis păreri.
Vor trebui să înțeleagă și subtilitățile alea fine pe care le insertezi în ceea ce scrii. E adevărat. Când vorbesc, poate sunt un pic mai contundent, fiindcă îmi vin, repet acum, ideile mai repede decât m-aș putea exprima și în felul ăsta, nu știu, mă pierd un pic, dar ar trebui să te gândești că Marin Soresc sau Marin Sorescu, Eugen Barb, erau absolut genibili, cuvântul ăsta și tot eu l-am băgat în limba română, mi-l fură ăștia. Barbu și Sorescu erau absolut genibili la televizor. Mă duc la artiști plastice, aici, nu știu, mă rog, câți oameni sunt pentru asta. Mă gândesc la Ciucurencu sau la Medrea. Medrea nu putea, mare sculptor Medrea, nu se putea exprima. Deci nu judecați un om care scrie, pentru că eu asta sunt, un om care scrie zilnic de 23 de ani, nu îl judecați după două, trei bâlbe. Și în momentul, iar aceste bâlbe vin doar atunci când coboară dintr-o minte arborescentă. Dacă vorbește un bou plat, ăla spune imediat: bună ziua, caca, pipi, la revedere, să trăiți. E foarte simplu. Hai, te las, Robert, și îți mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc. Îți mulțumesc și sper să ne mai auzim. Cu mare drag. Te-am pupat, o zi bună și mulțumesc. Pa, pa.